Sâmbătă seara, alarmele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au sunat după ce a fost sesizat un incendiu devastator în satul Valea Girortului, Novaci. O gospodărie a fost mistuită de flăcări, două anexe pline cu lemne arzând violent, iar casa fiind cuprinsă și ea de focul care s-a extins cu repeziciune. Echipajele din cadrul gărzii de intervenție Novaci, sosite primele la fața locului, au făcut constatările necesare și au început lupta cu focul. Trei autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și o autospecială din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Baia de Fier au intervenit pentru lichidarea incendiului care, din fericire, la nivelul locuinței, era încă în fază incipientă. Pompierii au intervenit pentru limitarea și lichidarea incendiului, limitând efectele acestuia și posibilitatea de propagare la construcțiile învecinate, a anunțat Florin Chisim, purtător de cuvânt al ISU Gorj. Intervenția pompierilor s-a dovedit dificilă, fiind nevoit să lucreze contratimp, însă, din fericire, în urma incendiului nu au fost înregistrate victime. Cauza de producere a acestuia este în curs de stabilire.